Hei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un episod cu Auraș. Astăzi avem ceva interesant pentru voi. Descifrează numele fotbalistului, ca să vă explicăm așa pe scurt cum stă treaba. O să apară pe ecran niște litere, iar noi trebuie să ghicim care-i numele jucător. Da. Descifrează numele jucătorului, cam așa se numește toată chestia asta. Videoclip original aveți în descriere, 10 secunde la dispoziție, ne dăm și un termen, da. Nu stăm până mâine astăzi, 10 secunde, să vedem care ghicește. Am dat start aici, așteaptă. Aștept. Acum, 10 secunde, dai start. Asta e destul de simplu. Asta chiar ai e simplu. Ceva încă? Da, putem să zicem. Lionel Messi. Dăm anulați la asta, noi n-avem nevoie. Da, asta e... N-avem nevoie de... temporizator. Acum mergem mai departe la următorul. Iată, ne arată tot. Să vedem. Este Lionel Messi sau nu? Ne arată clubul Barcelona și este Leo Messi. Era de așteptat. Oh, aici este groasă. Aici este groasă. S-a dat drumul la ceas? Nu s-a dat. Lasă-mă. Acum s-a dat drumul la ceas. Ce să... Mbappé? Răspuns final acum. S-a oprit temporizarea, a pornit, adică s-au ducele 10 secunde. Da. Mbappé. Da, asta zic și eu. Kylian Mbappé. Nu cred. Serios? Da. Haide. Asta zic și eu. Hai să vedem. Hai să vedem cine este. Suspans. PSG? El este. El este Kylian Mbappé. Și acum să vedem ce jucător ne va mai da. Stai așa. Stai așa că am blocat ăsta. Nu te uita acolo. Deci nu te uita în ecran. Bine, nu te uita în ecran că s-a blocat telefonul. Am dat start acum. Roman sau Asis? Da. Trebuie să dăm un nume, nu? Adică trebuie să... Păi da, dar ce să dau? Eu zic că... Zic eu primul. Mane. Mane? Da. Da, eu nu. Eu... Se trebuie să dai un... Ce? Cine? A, să dau un nume de jucător? Trebuie, păi da. Cu ocul, mă. N-am, nu știu. Nu, eu zic pas aici, nu știu. Hai să vedem cine, sunt foarte curios. Eu nu știu, hai să știu. Nu știu, hai să vedem și să-mi spuneți și comentarii voi, dacă să ghiciți în același timp cu noi. Să vedem cine este de la Real Madrid. Nu cred așa ceva. Cristi, nu? Nu cred așa ceva. Marco Asensi. Ai, asta e ușor. Asta nu cred că mai avem nevoie. Eu nu am nevoie, da, de timpul ăsta. Eu zic că este Gareth Bale. Haideți să vedem. Eu asta cred, asta e destul de ușor. Dar ăla a fost destul de greu, Marco Asensio. Deci chiar a fost foarte greu. Haideți să vedem, ăsta e simplu, e Gareth Bale. Noi mai dăm aici pe temporizatorul ăsta. Opa, gata, e groasă. Nu, e groasă. Ne dăm un mic timp, e... Ce? Nu știu. Ce să zici la ăsta? E cu, cred că e cu un apostrof la ouă ăla, dar nu-mi dau seama cine. Dai un nume? Ai un nume în cap? Nu știu, n-am. Tu? Nu. Deci, sunt foarte curios asta, nu știu. Momentan este egalitate între noi, nu? Da. Bă, nene, care ești, mă? Ia să vedem, sunt foarte curios. De la Arsenal. Mesut Ozil. Da, bă, da. Mesut Ozil. Următorul, Mr. Manager. Iar s-a blocat telefonul ăsta, nebunesc cu el. Deci, temporizator. 10 secunde. S-a pornit, da? Mr. Manager. Managerial ID. Să fie capcană sau... Trebuie să termin timp. Mamă, dar sunt niște astea de... Gata, pe dracu, de repede, 10 secunde, nu-ți vine să crezi. Stai, mă, să mai dăm, stai așa puțin, să mai dăm, să vedem. Măcar să ne dea clubul, că nu-mi dau seama așa. Dacă ne dă și clubul. PSG. Hai, mă, dă-i tu un număr de jucător. Că eu nu, deci eu nu-mi dau seama. Deci, păi stai, mă, puțin, e de la PSG. Stai să ne gândim puțin. Deci am trecut de la 10 secunde, am zis inițial 10 secunde, dar după face 10 secunde, asta este. Deci e de la PSG, jucător. Jucător sau, dar nu e manager, n-are cum. Nu cred, cred că e jucător, da. Di...
Ange. Eu cred că e... Angel Di Maria? Da, Angel Di Maria, cred. Așa cred și eu. Cred, da, păi, cu ajutorul... Cu ajutorul clubului, că altfel da. E groasă rău de tot. Iar s-a blocat ăsta. Asta-i. Oh, Angel Di Maria. E groasă rău aici. Opa. Aici e de start. Gata. Gata. Ce avem? Bemuse lemonate. Bă, dar e greu rău de tot ăsta, mă. Ia uite, acum trec astea 10 secunde, eu nu cred așa ceva. Eu nu cred așa ceva. Ia să mai dăm așa mai departe, e greu rău de tot. De la Barcelona. Deci nici așa nu dau seama, sincer, deci crede-mă. Mă, pe muse. Eu cred că, nu știu, zic așa, eu zic Semedo, nu știu numele, Nelson Semedo. Dar nu văd niciun nu. Dar nu văd niciun nu. Deci ah, da. Da. Eu așa zic, nu știu. Nu, Dembele. Punct. Oh, Virtual Road. Virtual Road. Da. Ce vorbești, jo, că nu no, asta e imposibil. De ce, mă? Aia o că-l ghicim. Zici tu? Da. Tu... Păi puțin mă 10 secunde, eu am crezut că e mai ușor inițial, când am văzut Lionel Messi, când ai văzut da. Aia prima cu Lionel Messi, am zis, a, asta e ușor, ia uite cum sună ceasul ăsta, am zis, e ușor, ghicim, dar Virtual Road. Hai de să vedem echipa. Hai să vedem măcar echipa, da, da, măcar un mic ajutor de aici să luăm, că altfel n-ai cum după părerea asta, îți ia foarte mult timp. De la Bayern München. E groasă. Ce să... Eu la Miu? Cum îmi cheamă? Eu știu cine e, gata. Știi, știu nu? Cine e, dar uite, eu îi dau un indiciu la oraș. S-a transferat de la Bayern München. A, s-a transferat. Și s-a dus la Barcelona. Sunt un număr, Cristi. De ce știu, da. Pentru că videoclipul ăsta e pus, cred că are un an și ceva de când e pus și de asta. Hai, dă-i pas. Arturo Vidal. Arturo Vidal, eu așa zic. Ăla e, nu cu ăla e, gata. Oh, 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 am preluat conducerea. Opa, stai așa. Bă, dacă nici pe ăsta nu-l ghicim, adică... Bă, mi se pare cunoscut ăsta. Mi-a dat a... Menanser. Menacer, start. Men, Menacer, Menacer, Cer. Bă, eu nu pot, bă, deci nu am știu. Un lapsus la jucătorul ăsta, nu mai pune ăla. Ia, să vedem. Deci am un lapsus la jucătorul ăla, știu pe ăsta, jur că-l știu. Este de la Liverpool. Era sigur, ăla mă, atacantul de la Liverpool, fii atent că eu nu știu cum, nu-mi dau seama. Deci atacantul ăla, negru, ăla, negru. Cine o Sane? Nu, da, nu Sane. Nu, vino, nu are niciun S. Păi eu aveam... Firmino n-are cum să fie. Cer. Nasser, M, Nasser. Iuhule. Nu știu, eu nu știu. Da, hai să vedem. Dar nu cred că da, că n-are nicio treabă cu asta. E vrecea. Mai că-l ghece. De punct. Pauză. Hai că nu, n-are rost să mai punem un cronometru, că da, nu, e... stăm puțin așa, după ne dăm un indiciu în cazul în care nu ne dăm seama și după... Deci tu l-ai ghicit pe ăla, tu l-ai ghicit bine pe ăla. Da, Virtual Road ăla l-am ghicit bine. Dance Invasion. Dar ce mișto le-a făcut ăsta, nu știu, chiar le-a făcut mișto rău de tot. Cred că asta mult timp să se gândească la astea. Ce să faci că nu-ți dai seama? Nu, trebuie să ne dăm ajutor neapărat. Neapărat trebuie să ne dăm ajutor. Haideți să vedem cine este. De la ce echipă mai bine zis? De la PSG. Edison Cavani. Ba da. Da. Edison Cavani. Zici și tu, nu? Păi ce să mai zic, ai zis înaintea mea și e groasă treaba. N-am. Edison Cavani mi-ai dat. Păi, dar după aia am văzut, da, după ce ai zis tu. Trebuia să, bine, dacă bine. Vrei ceva... Primul pe care l-am prim... Și egalitate, egalitate, da. Da. E egalitate. Cam ăsta a fost episodul, dragilor. Dacă vă doriți astfel de episod, uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Xbreaker, el a fost Auraș. La egalitate, să vedem.
cine câștigă următorul duel și sunt curios ce ați spus și voi în comentarii, dacă voi v-ați dat seama înainte de a apărea clubul, după ce a apărut, să vedem, sunt foarte curios. Ciao!